11.000 aici, fraților, la un nou videoclip. De această dată, din câte puteți vedea, o să începem o serie nouă de Minecraft. Aveți primele clipuri la ei pe canal, adică la Peinuț, la Miriana și la Sidea. Aveți linkurile în descriere. Iar înainte de tot, dacă vreți să mai postăm clipuri din această serie minunată, la care nu avem un nume, așa că aici o să vă faceți voi treaba, în secțiunea de comentarii vreau să lăsați o idee de nume pentru această minunată serie. Dar vreau să vă dați butonașul de like dacă vreți să mai facem clipuri, să vă abonați canalelor și neapărat mai mult. Cum să nu promovăm Codrețul? Robine, pășo, bine. Ei bine, clipurile lor am construit casele pe care le avem chiar aici. Asta este casa mea care e tare rău de tot. Aia mare a Mirianei, aia unde am început este a lui Peinuț, aceea este a Sidei. Ea este începătoare la Minecraft, deci nu o să judecăm, ok? Nu, glumesc, e o casă foarte frumoasă. Avem aici o mică fermă de mâncare și aici avem o fermă de animale, mai exact lână, de fapt. Și Peinuț a zis, bă, Robi, am o idee foarte genială. Pentru că pe clipul, nu știu cui, cred că al Mirianei, dacă nu mă înșel, el a găsit primul diamant de pe serie. E chiar primul diamant, atât. Și e primul și singurul, exact. Da. Și tot am încercat eu să-l fac diamantul meu. Bă, și nu am reușit că m-a prins pe Peinuț de fiecare dată. Și a zis, bă, Robi, dacă îți dorești atât de mult diamantul ăsta, știi ce facem? Facem un hide and seek cu diamantul. El o să meargă să-l ascundă undeva pe hartă, iar noi toți o să-l găsim. Cine îl găsește, probabil o să păstreze diamantul, așa-i? Exact. Ai perfectă dreptate, Robi. Păi, hai să chemăm și fetele, uite că deja au venit. A, dacă vă întrebați de ce am skin de maimuță, trebuie să ne dăm diamant. Dacă vă întrebați de ce am skin de maimuță, ei bine, oameni buni, avem casa junglă și am zis, bă, ok, trebuie să mă adaptez. Eu o să merg undeva în această junglă să ascund diamantul, o să-l ascund într-un chest. Efectiv, o să arate așa. A, ok, nu să-l ascund sub pământ sau un copac sau undeva. Cel care o să ia diamantul din chest, ăla o să păstreze diamantul pe tot parcursul serii. Dar nu are voie să folosească diamantul respectiv. Mă rog, diamantul o să fie în casa câștigătorului într-un item frame. Ok, o să fie în casa mea, deci. Eu o să am decor. Nu, eu o să am decor, Miriana. Nu, eu o să am decor. Mamă, nu știți, băieți, dar băi, am o mână lipicioasă rău de tot. Bă, îmi place rău de tot să fur. Da, știm, Robi. Sunteți pregătiți? Da. Nu vă uitați. Gata, nu ne uităm. Toată lumea să stea ascunsă în fața la copac. Robi, nu folosi F5. Oh, fuck, ok. Face F5, poți să apăs? Nu. Îți bubuie calculatorul. Uite, gata, m-am băgat în pământ ca să fiu sigur că nu o să mă uit. Oricum nu o să merg prea departe. Adică o să fie destul de ușor de găsit, sincer. O să ne dai indicii, așa-i? Sper că o să ne dai. Da, o să vă dau indicii, evident. A, băi, nu vi l-am arătat pe papagalul meu. Iarăși nu are un nume, m-am gândit să-l cheme Victoraj. Ia uite-l ce fluier, Victoraș. Ia uitați-l, băieți, pe Victoraș. Și Miriana are la fel ca al meu. Eu l-am găsit primul. Ia uite-l, poate să și danseze. Fiți atenți cum dansează. Și pe ce muzică dansează. Încă o chestie, dacă nu o să găsiți niciunul chestul, o să păstrez eu diamantul. Bă! Adică? Nu-mi convine așa. Gen, oricum o să fie chestul la vedere. Ok. Gata, am ascuns chestul. Gata, putem să începem să căutăm? Da, da. Bine. Primul indiciu ar fi că se află în junglă. Ah, wow! Drăguț! Când ai plecat tu, cred că te-ai dus pe aici, așa că o să merg pe aici. Bun, o să vă ofer un alt indiciu. O să vă zic doar că se află lângă un lac, destul de măricel. Lac? Nu râu, lac. Lac, da, lac. Ok, merg bine, 100% merg bine. Aici e lacul, sau ce e ăsta? Ăsta încă e râu. Probabil acum te-ai dus în partea asta. Mă, dar eu sper că am luat-o bine, că dacă nu mai găsesc niciodată chestul ăla. Dar durați-o până la ascuns, 100% pe aici. Băi, e gen super aproape. Ai fi uimit cât de aproape. Chestul se află... Deodată. În direcția în care apune soarele. Am venit bine, în est apune soarele, nu? Cum vedem unde e vestul? Lasă, că nu știți voi. Trebuie să ajung repede în vest. Eu am plecat foarte departe de casă, m-am dus în direcția opusă. Hai, cum văd vestul? Nu-l vezi. O să-l văd eu când o să am diamantul la mine în casă. Mă derutează că sunt foarte multe cocoa din astea. Salut, Victoraș! Bă, să știți că până acum nu sunteți pe aproape. Deloc. Gen. Și eu nu sunt aproape. Fii atent că știu unde e. Bărbatul ai făcut gălăgie, jur că de aia te-am auzit. Unde e chestul? Nu pot să zic. Tu nu stai lângă el? Deloc. E departe de mine chestul. Cam o idee unde. Dar veri, am avut nu știu ce instinct am avut, sunt nebun. Bă, dar stai așa, eu am pus chestul, dar am uitat să pun diamantul în chest. Bă, veri. Nu mă, glumeam, diamantul chiar se află în chest. Oare unde e? Bă, Robi, tu ai fost aproape la un moment dat. Păi m-am plimbat pe aproape toată harta, evident că am fost aproape. Dar nu-mi dau seama unde se află Miriana și Sidea. O, departe, stai liniștit. Fetelor, să nu vă întoarceți, rămâneți acolo că vă văzu eu odată, dar da, stați acolo că stați bine. Deci că am fost aproape. Știu pe unde. Pe acolo, unde erai tu? Băi, Robi, deci ești atât de aproape de chest încât nici nu poți să-ți imaginezi. Da, ziceți-ne și nouă unde e Robi. Sunt atât de aproape de chest? O să vă mai dau un indiciu. Se află cobblestone lângă chest. Cobblestone, nu stone, nu? Da, cobblestone.
E al meu, diamantul ăla. Mai dă-ne. Ba da, dar nu fi corect. Bine, lângă chest se află un portal din Nether. Mă rog, portalul nu e complet. Am fost acolo. Și care e mai aproape, cobblestone-ul sau portalul? Nu pot să zic asta. Cobblestone-ul, că ai zis că mai devreme e lângă... E pe aici pe undeva e. Trebuie să fie aici unde sunt eu. Vedeți, și intrasem aici. Acolo noi, aici noi. O fi un vârf? Stai că am efectiv foarte mult IQ. Nu e aici! Mă, 100% e în construcția asta. Hai să căutăm mai bine, băieți. Cât de aproape ești, deci nu ai idee. Am idee. Ai trecut de 3 ori, cred că, pe lângă chestul ăsta până acum. Bă, pe bune? Bă, eu am ajuns prea departe, nu știu unde sunt. Nici eu. Ok, aici noi. Știu 100% că-i pe undeva pe aici pe la mine. Mamă, tu-ți dai seama că dacă am trecut de atâtea ori pe lângă el, 100% cineva l-a văzut și acolo, gen, nebunește. Și acolo, te uiți pe construcția asta mult. Deci nu vine să cred. Bă, ai zis că se dea pleacă. Bă, dacă, bro, dar chiar îi super evident. Deci eu nu pot să înțeleg cum tu chiar nu observi. A venit și Miriana! Bă, Vere, mă jur că nu-l văd. Cred că au trecut 10 minute, efectiv. E cumva și îngropat în ceva. Nu, nu e îngropat. Gen, chest-ul e la vedere. Doamne. Eu îl văd de aici. L-am găsit. Nu cred! Da, Miriana chiar l-a găsit. Deci, Robi... Vere! M-am urcat pe copacul ăsta. Dar n-ai voie să dăți. Nu! N-are voie. Spune că n-are voie. Diamantul meu! Bă, eu nu mă mai joc, bă, cu voi. Bă, ești spărat, Robi? Te-ai urcat de două ori pe copacul ăla și n-ai văzut chestul. Am diamant. Bune, cum l-a găsit, bine. Bune că nu l-ai văzut. Da! Deci nu pot să cred. Bă, că ai urcat pe copac. Normal, dacă urcai pe copac, îl vedeai. Las, Robi. Bine, mi-a furat pâine de la gură. Miriana, mi-l dai mie. Uite, hai să facem afaceri, ce vrei? Hai, vino acasă. Nu, nu l-ai găsit. Păi, nici tu, vino încoace. Ba da. Ba nu, pe nu l-a găsit, hai vino încoace, hai acasă să... Eu l-am găsit. Hai să negociem pentru el, vrei? Nu mă interesează. Știi că o să ți-l fură odată și odată, nu? Nu. Penus, fii atent, uite-te la mine, să știi momente melgi fac. Bă, Penus, uite-te la mine, să știi momente melgi fac. Unde ești, bă? Sunt ceea gen foarte nebun. Oficialul câștigător al acestui concurs este Robinet. Eu. Miriana. Yay! Uite, Robi, uite, 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 uite. Uite, Miriana, uite, 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 uite. Hey. Ui, 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 ui. Lasă-mă, Robi, în pace. De 3 ori pe lângă chest. Gata, Sidea, nu! N-am dat în tine, lasă-mă! Sidea! Cu părere de rău, n-am câștigat eu diamantul, dar oricum o să-l fur eu odată și odată de la Miriana. Nu, n-o să pun mâna pe el. Ba da, o să pun mâna pe el. Nu. Nu uitați să apăsați butonul de like ca să mai postăm clipuri din această serie minunată de Minecraft. Nu uitați să vă abonați canalelor și al meu, și al lui Penuț, și al Mirianei, și al Sidei. Eu am fost Robinet și ne auzim data viitoare. Miriana, ăla-i diamantul meu. Money line, I'm a runner.